amintirile noastre sunt reconstrucția. Ce ne recomandă să diversificăm activitățile. Internetul nu te face mai proști și sunt cauze pentru care distorsionăm realitatea. Nu tot provocăm, iar leziunile cerebrale sunt întotdeauna permanente, nu este fals. Dar ideea că lucrăm mai bine sub presiune e de fapt o scurtă. Nu, lucrează la procesul decizional în fundal. Sunt creierul în proporție de 100% în fiecare zi. Mulți oameni obișnuiesc să spună că ei lucrează mai bine sub presiune sau sub stres, lucru care îi determină să amâne începerea activităților. Dacă prin presiune înțelegem un deadline rezonabil și realizabil, atunci le-aș putea da dreptate. Dacă însă presiunea constă în repezeală pe fondul unei stări de supraactivare fiziologică și psihologică, atunci cel mai probabil performanța are de suferit. Sigur, presiunea timpului ne-ar putea motiva să începem să lucrăm la sarcinile noastre. Ajuns în punctul în care timpul e foarte limitat, ești pus în situația de a alege dintre două variante, răul cel mai mic, să lucrezi sub presiune sau să nu îți îndeplinești deloc obligațiile. Dar ideea că lucrăm mai bine sub presiune e de fapt o scuză, o justificare. De obicei procrastinăm sau amânăm să începem să lucrăm, poate pentru că sarcina ni se pare prea dificilă, poate din perfecționism sau chiar din teama de eșec. Pe fondul tensiunii psihologice create între intenția de a lucra și faptul că încă nu ne-am apucat de lucru, inventăm așadar motivul cum că presiunea ne-ar ajuta să avem o performanță mai bună. Și poate așa pare, când inițial ne învăluie cu energie și ne impulsionează. Organismul nostru, prin intermediul hipotalamusului și a glandelor pituitare și adrenale, printre altele, determină răspunsul de luptă sau fugi odată cu secreția de hormoni ai stresului. Pulsul nostru crește, simțim o agitație, iar mușchii se tensionează și pare că suntem gata să începem să ne asumăm responsabilități. Dar literatura de specialitate sugerează că aceste responsabilități nu sunt neapărat asumate eficient. Performanțele noastre academice sau cognitive pot avea de suferit sub presiunea timpului, de exemplu, sau sub diferiți stresori. Atunci când timpul e restrâns, oamenii par să folosească strategii de rezolvare de probleme bazate pe euristici sau așa zise scurtături mentale sau moduri intuitive de gândire, care pot predispune spre diferite erori de raționament. Tot în acest context, s-a mai observat că oamenii care procrastinează au realizat mai multe erori care au presupus omiterea unor aspecte importante ale sarcinii. O posibilă explicație în acest sens este faptul că oamenii dețin o capacitate cognitivă de procesare limitată. Sub presiunea timpului, concentrarea atențională este restrânsă, indivizii expuși situației stresante, adoptând un mod mai simplist de procesare a informației, în care aspectele periferice sunt neglijate, lucru care poate dăuna mai ales în cazul unor sarcini complexe. Pe lângă aspectele perceptuale și atenționale, memoria poate fi de asemenea deteriorată. Memoria de lucru, de exemplu, în condiții de stres acut, pare să aibă reacții mai rapide, dar totodată să și dea mai multe rateuri în sarcini de recunoaștere, situație care sugerează lipsă de acuratețe și inabilitate de amintire a detaliilor. Aceste aspecte ar putea fi explicate din punct de vedere evoluționist prin faptul că într-o situație stresantă, cu potențial vătămător, esențială este o procesare grosieră și rapidă a stimulilor pentru a determina riscul din mediu, în schimbul unei procesări detaliate și mai lente care ar fi putut costa viața într-un mediu ancestral ostil. Însă mediul actual nu mai este caracterizat de pericole fatale și iminente, deși creierul nostru a fost croit pe acel mediu primitiv și încă reacționează la fel și în confruntarea cu situații non-fatale. De aceea, răspunsurile noastre la stres, deși pot fi mobilizatoare pe termen scurt, au un efect dăunător asupra organismului în condiții de stres cronicizat, caracteristic stilului de viață contemporan. Prin eliberarea continuă de cortizol și adrenalină, de exemplu, activitatea cortexului prefrontal, responsabil de rezolvarea de probleme sau de inhibiția stimulilor irelevanți, și a hipocampului, responsabil în special de memorie, este redusă și poate conduce la pierderea sinapselor neuronale. Altfel spus, stresul poate să reducă volumul creierului și mai mult să blocheze apariția de noi neuroni sau să predispună la tulburări mentale. Așadar, în cazul acesta nu e surprinzător faptul că persoanele care procrastinează au rezultate academice mai proaste decât celelalte, iar pe termen lung resimt mai mult stres, anxietate și boală fizică. Cu toate acestea, e important de menționat că modul în care fiecare individ răspunde la stres poate varia în funcție de interpretările pe care le face acesta și emoțiile aferente, în funcție de natura stresorului sau în funcție de anumite trăsături de personalitate, tabloul fiind unul complex. Astfel că unele contexte stresante pot facilita anumite procese cognitive, dar se consideră că în cazurile unor sarcini complexe, chiar și niveluri moderate de stres pot deteriora performanța. În concluzie, mantra "lucrez mai bine sub presiune" nu prea are un fundament ancorat în real, literatura științifică indicând chiar contrariul.
Atunci când ne ghidăm după această idee, ar fi bine să luăm în considerare faptul că probabil ne lipsește motivația intrinsecă de a realiza o anumită sarcină sau avem anumite temeri. Pentru a trece peste aceste obstacole, pragmatic vorbind, e bine să împărțim sarcinile pe bucăți, să ne impunem anumite deadline-uri mai proximale sau să reinterpretăm situația neplăcută în termeni care să ne ajute să ne mobilizăm din timp. Cred că nimeni nu vrea să treacă prin stres inutil, anxietate și vinovăție. Eu știu că aș fi vrut să scriu textul ăsta mai din timp.